Împreună ați auzit o piesă nominalizată, de fapt artistul e nominalizat la premiile Radio România. Este vorba de Adrian Sărmășan cu, la categoria Omul cu chitară, cel mai bun artist folk pentru albumul Știu că nu sunt perfect. Am difuzat chiar piesa titulară și vă reamintesc, pe 22 martie, adică foarte curând, dacă ținem cont de faptul că astăzi este deja 21, ora 19 și 5 minute, începe spectacolul, gala premiilor Radio România. Lista este impresionantă, cu artiști și piese nominalizate, și firește că numai unii vor fi cei care vor urca pe scenă să primească aceste premii mult râvnite. 13 ani deja au trecut de când au început aceste spectacole să reunească tot ce este bun sau mai bun, în orice caz nu absolut tot, ca dovadă că și acum avem în studio un artist care n-a figurat la nominalizări, deși are un album din 2014. Dar știi ce album am? Spune. Nu pentru mine să fiu eu nominalizat, să fie nominalizat Jolt Chereștei, care a dăruit acestui neam cele mai frumoase șlagări românești. Jolt Chereștei a scris pentru mine un album cu 16 cântece, album lansat anul trecut. Exact. A fost la tine în emisiune și a stat cu tine 3 ore și eu v-am ascultat cu atâta drag. Jolt Chereștei a fost premiat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor pentru acest material discografic. Exact. Ca fiind cel mai bun material discografic de anul trecut. Deci unii au premii într-un loc, alții îl iau în celălalt loc. Și eu bine că ai făcut precizarea. Da, și eu sunt extrem de onorat și fericit că maestrul Jolt Chereștei, la vârsta dumnealui de 80 de ani, și-a rezervat așa din timpul dumnealui și a zis: uite, vreau să scriu un album pentru Paul. Îi face plăcere ține mult și eu îl respect și îl prețesc enorm. Și acum 2 luni am realizat un spectacol aniversar la Teatru La Mine, un spectacol dedicat maestrului Jolt Chereștei, și ca niciodată am optat ca celebrul compozitor să stea pe scenă cele 2 ore într-un fotoliu și să privească de pe scenă tot spectacolul. Și a stat? A stat 2 ore pe scenă, îl vedeam tot timpul înlăcrimat. Am chemat-o pe Stella Enache, pentru că e prietena noastră și îl iubește foarte mult pe Nea Joli. A venit Stella de la București și am făcut un spectacol de zile mari. Publicul a fost lângă noi, sala a fost arhiplină și la sfârșit a spus: Paulică, știi, tată, că de mult nu am fost atât de fericit. Dar ideea asta ta de a mă pune pe scenă, să văd în permanență publicul și totodată să văd și artistul care cântă, știi? Noi, frumos, a fost extraordinar frumos. De fericit și pentru că tot vorbim despre gala aceasta premiilor Radio România Actualități, am o amintire foarte frumoasă de pe vremea în care premiile erau realizate de domnul Viorel Popescu, căruia îi transmit sănătate, dacă ne aude la această oră. Am câștigat un premiu la gala Radio România Actualități. Acum nu știu dacă aș spune exact anul, trebuie să mă informez, trebuie să intru pe net. Dar în acea gală Radio România Actualități am câștigat premiul Radio România Actualități pentru cel mai bun proiect al anului, proiectul Mama și Fiul. Era vorba despre albumul Mama și Fiul pe care l-am realizat împreună cu doamna Irina Loghin, cea care m-a învățat să iubesc și să respect cântecul popular tradițional. Și tu până atunci nu cântasești deloc? Nu am cântat niciodată. Am cântat, dar așa, cochetam cu muzica populară. Eu sunt artistul care cântă muzică ușoară, am cochetat cu muzica populară. Știi, totul a pornit de la Ioana Radu. Când eram tânăr, am ascultat în mașină, pe o casetă, cu muzică populară, vocea aceasta inegalabilă. Cum nu cred că se va mai naște vreodată. Ioana Radu. De la Ioana Radu am ascultat Maria Lătărețu. Și a început așa, pas da, cu pas. Da, așa e. Am cunoscut-o pe doamna Loghin, n-am crezut vreodată că o să ajungem să vedem toată planeta, pentru că eu cu doamna Irina Loghin am fost peste tot, mai puțin Australia, Japonia, dar în rest noi am fost peste tot.
peste tot, tot ceea ce înseamnă români în diaspora, oameni care ne-au primit cu brațele deschise și care ne-ar fi ținut acolo cu ei. Am amintiri foarte frumoase pe acest proiect și culmea că încă impresarii și agențiile de impresariat ne invită. Da. Avem foarte multe spectacole peste an, în special la zilele localităților sau... Suntem invitați și răspundem cu mare bucurie. Am rămas într-o relație extraordinar de frumoasă cu doamna Irina Login. Publicul ne-a perceput ca fiind mama și fiul, cel puțin românii din America, care sunt plecați de 40 de ani acolo, când noi am zis, nu se poate, doamnă, dar e fiul dumneavoastră. Și după celebra piesă Împotrivește mamă Bradu, unde în videoclip era tatăl meu Gheorghe Turda, s-a dat la socul cu Gheorghe Turda. E corect, corect. Da. De unde se știe oamenii care... Așa. Dar e și, chiar drăguț. Da, am avut multe lucruri frumoase de învățat de la doamna Irina și, o respect. Mă bucur că ții minte acest premiu frumos pe care l-ați obținut pentru un proiect care, iată, s-a dovedit viabil pentru, nu numai pentru românii din țară, ci pentru atâția... De altfel, Andrei, de pe site-ul meu oficial, fuegofuego.ro, acolo am și CV-ul meu cu absolut tot ceea ce am obținut până la vârsta aceasta și există și acest premiu. Nu știu, aș da chiar să văd în ce an, sunt tare curios. Păi uită-te și da, o să mă uit. Da. Să citesc mesajele pentru că e important să le citim și să le și răspunzi. Fuego, un om minunat, un artist de excepție, un perfecționist, felicitări pentru tot ce a realizat, succes în turneul de primăvară, trăiesc. O întrebare, dacă are un nou proiect ca actor, deoarece este foarte talentat, scrie Viorela Ioana Miu. Îți mulțumesc, Viorela. Eu joc în spectacol la Pitești, spectacolul Testament. E un spectacol de actorie mai mult, muzică și poezie. Nu m-am gândit la asta. Este foarte greu să fac și muzică și teatru. Nu m-am gândit la asta. Poate că când o să mă retrag... Din de muzică? Pe scenă, din muzică, să joc teatru. Nu știu, mi-e foarte greu acum să-ți promit că eu să joc într-un spectacol de teatru. Deocamdată joc spectacolul Testament. Uite, în luna mai vreau să mă duc în Transilvania, vreau să-l joc la Dej, pentru că am foarte mulți prieteni acolo. Am o prietenă, Daniela, care de-abia așteaptă să ajungă acolo. Vreau să-l joc la Bistrița. Deja m-a invitat Doris Moldovan, o tânără foarte, foarte, foarte deșteaptă. Deci ai în fiecare oraș câte o prietenă care te așteaptă, înțeles. Da, sunt oameni care organizează în locurile acelea și vreau să ajung la mine, la teatru la Turda. Pentru că nu am jucat Testament la Turda. Da. Hai să citesc mesajele. Silvia din Iași, bună dimineața, abia aștept să vină Fuego, artistul sufletului meu și invitatul vostru în această seară. Între timp a aflat că ai venit. Mulțumim, din Pitești. Seară bună, în general dozele mari sunt dăunătoare, însă cele de psihologul muzical nu au cum să facă decât bine. Mulțumim. Felicitări pentru o emisiune, scrie cineva, dar nu semnează. Mulțumim. Dana Paul, când o să te mai putem vedea într-un spectacol la Ghiciunde? Unde? La Dej. Ah, da, era Dana, probabil, de care, da. Îți mulțumesc. Dana mă cunoaște de când eram copil. Acum a primit și răspunsul. Mariana Avram, Bălenii de Munte, invitat în studio, este domnul Fuego. O știu și pe Mariana. Și atunci n-ai cum să nu învingi, noaptea stând până la 5. Deci, ce frumos. Mi-a scris o poezioară, Raul din Dej. Stai numai să răspund un pic. Cum doamna Mariana Avram, pe care o prețuiesc foarte mult, locuiește în Bălenii de Munte, este contabila mea, lucrez cu dânsa de 11 ani, este înfocată pentru tot ceea ce înseamnă Radio România Actualități. Probabil colegele tale despre doamna Avram. Că ne scrie întotdeauna. Doamna Avram în fiecare noapte te ascultă și chiar dacă nu eram eu aici, te ascultă și ți-ascultă emisia. Nu, și trimite și mesaje. Da. E o întâmplare fericită pentru că, iată, doamna Irina Login este născută în zona Prahovei, în Bălenii de Munte, Gura Vitioarei. Eu ajung să locuiesc în Bălenii de Munte, Gura Vitioarei, să am proiect cu Irina Login. Acolo locuiești? Da, eu locuiesc la Bălenii de Munte, am o casă acolo. Bălenii de Munte este un oraș extraordinar de frumos, un oraș curat, un oraș foarte civilizat și dacă veniți la Bălenii de Munte, stimați ascultători, o să aveți foarte multe lucruri frumoase de vizitat. Acolo există Casa Memorială a lui Nicolae Iorga. Tot la Bălenii de Munte aveți
posibilitatea să vedeți mănăstirea Zamfira. Lângă Vălinii de Munte este mănăstire pictată în întregime de Nicolae Grigorescu și tot acolo în zona Vălinului de Munte puteți să vizitați schitul Crasna, undeva în munte, de acolo a pornit patriarhul Teoctist. Exact. S-a mutat Botoșanul la Vălinii de Munte. Dar dacă vorbim despre zona asta, nu putem să vorbim despre Cheia. Este o zonă superbă. Dacă mergeți spre Cheia, ajungeți în Brașov și este cea mai bună rută în weekend, pentru că nu e aglomerat cum e pe Valea Prahovei, dacă vreți să mergeți la Brașov. Ești bun de ghid turistic. Foarte frumos. Te descurci foarte bine. Așa. Deci iubesc foarte mult Prahova și de vreo 13-14 ani sunt prahovean, sunt cu buletin de Prahova. Da. Și mașina e tot cu PH? Da. Bun. Bun, e bine să știu ca să te ocolim, pentru că ăștia trebuie să-i ocolești. Constantin Ionel, bun venit, Paul, mă bucur că te aud. Daniela Idiceanu, felicitări pentru invitatul în această seară. Vă urmăresc cu mult interes în această noapte și rog pe Fuego dacă poate să cânte live. Eu nu te întreb. Da, dar pentru asta, prietena noastră blondă superbă, trebuie să fondul muzical să-l nu-l mai aud încă. Da. Nu e blondă superbă, e doar superbă. E doar superbă. Da, pentru că eu am văzut alte culori, nu de alta. Dar poate că tu vezi mai bine la distanță. Da. Avem o doamnă superbă la regia de emisie. Așa. Și ce are culoare? O coafură, e blondă, dar cu terminație spre roșu. Nu? Uite, păi nu, tu te pricepi, eu n-am cunoștințe în toate orașele ca tine. Da. Deci are o terminație în altă culoare. Și ne cânti? Da, trebuie să îndeplinesc dorințele ascultătorilor mei. De la fereastra casei mele te văd adestre când râzând și nu ne iert căci n-am curajul să te opresc din al tău drum. Aș vrea să-ți spun cât te iubesc, aș vrea să-ți spun cât te doresc, aș vrea să-ți spun cât te aștept, de ce când vii tu iarăși pleci, eu nu te întreb când ai să vii, eu nu te întreb când ai să pleci, să nu mă întrebi de ce am plâns când m-am trezit din al meu vis. Ești adierea ce pleci mereu și pentru tine am plâns eu. Doamne, piesa asta am debutat. Este prima piesă pe care am compus-o și este foarte specială. O iubesc. Ca dovadă că oamenii țin minte și știu. Și că publicul cântă cu mine refrenul. Piesa asta o să o cânt în turneu național, pentru că îmi face plăcere de fiecare dată când îmi aduc aminte de refrenul acesta. Versurile sunt scrise de fratele mamei, de Iosif, pe care îl salut. Iosif este un artist al Clujului, a debutat la Cântarea României în orchestra lui. Din păcate nu mai cântă, are o altă profesie de mulți ani, dar a rămas un nostalgic pentru tot ceea ce înseamnă muzica românească. Și atunci când ajung acasă la Cluj, ne punem așa într-un colț, pentru că încă el cântă la chitară, și ne aducem aminte de cântecele vechi. Și așa s-a născut Eu nu te întreb. Da. Foarte frumoase, îți mulțumim. Olguța Olga, frumos mesaj și îndemn la ce ai spus mai devreme. Mare emoții și o plăcută senzație de muzică bună. De tot vom avea împreună cu dumneavoastră succes. Mihaela Herea, cu toții știm că Fuego recită atât de frumos cum nu recită nimeni. Iar noi, oamenii, avem mare nevoie de astfel de poezii pline de sensibilitate. Dacă este posibil, ne-ar face mare plăcere să ascultăm în direct câteva versuri scrise pentru el de marele poet Grigore Vieru. Hai, draga mea Mihaela, uite-mi bine în minte acum. Există o țară prea frumoasă, în gând te întorci ades la ea, chemat de maica ta la masă, ori invitat de-o viorea. O țară în care grănicerii sunt greirași și cei verzii,
și în loc de pașaport se cere să spui la vamă poezii. Cât e de bine, cât e de bine să te joci copil mereu într-un fraged april. Oare cu cine s-a jucat Dumnezeu când era copil? Există o țară prea frumoasă în care tu ești împărat. O țară în care totul este și craiul umblă descălțat. O țară în care nu e nici luni, nici vineri, ci numai ea, duminica. O țară în care veșnic tineri sunt și tatăl tău și maica ta. Cât e de bine, cât e de bine să te joci copil mereu într-un fraged april. Oare cu cine s-a jucat Dumnezeu când era copil? Doamne, dragul meu Andrei, mare a fost Grigore Vieru. Categoric și îți mulțumim pentru poezie. Sunt convins că aplauzele sunt cele meritate. Avem aplaudați plătiți. O, ce frumos! Sunt plătiți la zi. Viorela Miu, bună dimineața, felicitări pentru invitat. Paul este la ora actuală unul dintre cei mai buni artiști ai României, este un naționalist și un om minunat. Felicitări pentru tot ceea ce a realizat și mult succes în turneul din această primăvară. Trăiesc cu deosebită stimă, semnează doamna. Mulțumesc. Adi din Tecuci, bună noapte, vreau să-l felicit pe domnul Paul Surugiu pentru toate melodiile lui și țin să îl anunț că îl mai așteptăm la Tecuci cu mare drag. Am fost la Tecuci la zilele localității. Știe și mai vrea. A fost foarte frumos și tot la Tecuci, poate și aduc aminte tecucenii, ca să zic așa, există un parc în care am văzut cele mai frumoase păsări din lumea asta, în parcul ăsta. Există un domn care probabil are grijă de acest parc acolo sau a fost concesionat domnului, nu știu. Așa. Și am văzut lucruri extraordinar de frumoase acolo în Tecuci. Fii atent că sunt tentative de răspuns la întrebarea cu piesa. Zice așa, unul este aici și încerc să-l depistez. Florentina Dobre, mulțumim, Andrei, ne oferă o noapte de vis în compania lui Paul, vă ascult cu drag. Lenge Ramona, cântecul de la Mamaia, dar să nu spui dacă e așa. Așa. Tu asculti și reții, ești visul meu, întreabă dacă e bine sau nu. Și cealaltă variantă, Popa Cristina, melodia de debut de la Mamaia, mica mea păpușă cu oic verzi. Nicol, îmi cer scuze pentru greșele, mă rog, nu e nicio problemă. Izabela Neagu, pe când un album pentru copii, având în vedere că eu lucrez cu micuții și cei care i-au ascultat muzica lui Paul au fost foarte încântați și a avut efect calmant. Ai auzit? Mulțumesc. Am trei răspunsuri aici. Primul răspuns, ești visul meu cel bun, este piesa compozitorului Petre Gălușanu, care m-a preluat de la George Grigoriu. Așa. Cel care m-a adus în Radio România Actualități și m-a prezentat domnului Titus Andrei a fost Petre Gălușanu, Dumnezeu să-l odihnească. El mi-a dat primul cântec în scris, compus pentru mine, ești visul meu cel bun, versuri Ovidiu Mitru, amândoi plecați într-o stea. Am cântat acest refren la concursul 3 din 10 pentru un show și l-am și câștigat. Am luat premiul întâi. De fapt, trofeul concursului. Deci nu e de la Mamaia. Nu e de la Mamaia. Bun. Al doilea răspuns pentru doamna care, Izabela Neagu, cu albumul pentru copii. M-am gândit la acest proiect. Este un proiect extraordinar de interesant. Îmi doresc să scriu și să cânt muzică pentru copii. Am în vedere un astfel de proiect și chiar mi-aș dori ca lângă vocea mea să cânt și un grup de, cu un grup de copilași. Mă gândesc că acesta sună foarte interesantă propunerea dumneavoastră. Și al treilea răspuns mi-a spus doamna, cum o cheamă, mica mea păpușă cu ochi verzi. Așa, da, doamna Popa Cristina. A, Cristinuța. Răspunsul tău este corect. Am cântat două piese în primă audiție la Festivalul Mamaia.
în perioada în care la secțiunea interpretare se cântau piese vechi, șlagăre, piese cunoscute. Eu am interpretat două piese în premieră, amândouă scrise de George Grigoriu. Ne vom vedea în Vacanța Mare și Mica mea păpușă Cocvers. Deci, piese care, din păcate, nu sunt în radio. O declarăm câștigătoare. Da, doamna Popa Cristina. Dar cum facem, Andrei, cu CD-urile? Pentru că am CD-uri pentru toată lumea. Nu-i nimic. Le stabilești tu cine merită și le dăm. Nu e nicio problemă. Da. A Petrei, Roxana, Elena, muzica ta învăluie întregul univers, îmbrățișând frumosul, lucrurile simple, precum și iubirea, sentimentul suprem pe care toți trebuie să-l avem sădit în adâncul inimii. Vezi, astfel de mesaje merită cadou. Premiate, deci, premiate. La asta mă referam. Vă mulțumesc din suflet, dragi ascultători, și vreau să vă spun că de an bun de zile trăiesc pentru dumneavoastră. De aceea și titlul turneului poartă acest titlu. Trăiesc pentru publicul meu și tot ceea ce realizez. Proiectele mele artistice sunt pentru voi, pentru a valina un pic sufletul și pentru a uita de grijile zilnice pe care le avem cu toții. Vreau să cred că muzica mea ajunge la sufletul vostru și asta e cel mai important pentru un artist. Mai sunt cereri de cântat în direct, dar nu vreau să te supra-solicităm. Mai târziu. Te lăsăm să mai respiri puțin. Kiss Army și lui Adi Bărari, a plăcut interpretarea ta, a postat acel video la el pe pagina, așa am aflat de cover-ul făcut de tine. Deci vezi, cei de la Cargo au apreciat. De ce marea majoritate a melodiilor propuse pentru premiu dau atât de puțină atenție textelor? Aici nu are rost să comentez. E foarte important, Andrei, textul. E știu, foarte important. Știu, dar melodia. Eu n-am de ce să comentez o întrebare de acest gen, pentru că trebuie să întrebe pe cei care le-au ales. Da, da. Așa, calitatea textului va rămâne doar pe seama folcliștilor și foarte puținilor soliști. De exemplu, Holograf. Holograf nu e solist, e o trupă. În sfârșit, deci da. Olga Munteanu poate avea dreptate, dar discuția despre texte o putem avea fără nicio problemă, nu neapărat legată de gală. Am optat tot timpul să cânt, vorbesc acum despre mine. Textele. Versurile sunt foarte importante într-un cântec. Nu putem să cântăm chiar orice. Important e ce spui și ce transmiți prin cuvintele pe care le spui. Exact. Și atunci putem să cântăm și muzica de petrecere, aia se cântă la petrecere când omul e la un paharuț, la șpriț, dar putem să cântăm și o muzică care să aibă o temă aparte și o muzică și un frumoasă sens. Și un sens, da. Corect. Sunteți doi fluturi, auzi ce ne spune cineva, Mihaela Ion zice că suntem doi fluturi în noapte de început de primăvară, noi ceilalți suntem florile. Mulțumesc. Cu drag, bine că n-a zis că suntem albinuțe. Cu drag pentru tine, Paul și Radio România. Așa. Mari din București, sper să primesc albumul Fuego pe care îl apreciez și ne lasă numărul de telefon. Deci, vezi, așa rezolvăm problema. Foarte bine. Sunt alături de voi în fiecare seară. Mă bucur că l-aveți în seara asta pe domnul Fuego, pe care îl iubesc foarte mult. Sunt Mocanu, Andrei, județul Galaș, orașul Tecuci. Dragă Paul, te felicităm pentru succesele tale și pentru că îți faci timp zilnic pentru mesajele pe care ni le trimiți pe Facebook. Probabil persoana aceasta se referă la faptul că eu îmi iubesc foarte mult fanii. Eu sunt ultimul artist din România care și-a deschis o pagină oficială de Facebook. Nu am vrut să fac lucrul acesta pentru că nu am avut timpul necesar. Dar echipa mea de PR și oamenii din jurul meu au spus așa: Paul, tu nu știi cât de importantă este pagina asta. Poți să spui oamenii care se ocupă de nu, tine? Nu, dacă sunt, vrei să... sunt oameni pe care eu îi apreciez foarte mult spui, și care, bineînțeles că am o echipă în spate, nu? De la agenția de impresariat până la PR-ul meu, de la oamenii care scriu pentru mine atât versuri cât și muzică, până la orchestratorii mei. Muncesc orchestratori și din România și din Basarabia. Pe toți îi apreciez și iubesc și țin lângă mine pentru că sunt oameni valoroși. Ceea ce vreau să spun este faptul că eu mi-am deschis pagina mea de Facebook oficială, Fuego Music Oficial, acum 5 luni. Eu în 5 luni am adunat, nu știu, 86.000 de like-uri sau 85.000 de like-uri. Este un număr impresionant pentru o perioadă atât de scurtă. Îmi fac timp pentru fanii mei și scriu în fiecare zi o povestioară despre proiectele mele sau tot aici lansăm
artiști valoroși, cum am făcut ieri. L-am cunoscut pe maestrul Ioan Sulea Gorj, rector la Universitatea de Arte Plastice de la Timișoara, atâția ani. Maestrul Gorj are 80 de ani, este un mare artist plastic, are niște picturi extraordinar de frumoase. Și tu ai postat câteva și am postat picturile și am vrut să știe lumea că există oameni valoroși care din păcate nu sunt promovați și sunt dați uitării. Acest om stă în atelierul lui de dimineață până seara și lucrează, muncește, pictează. Nu și-a dorit niciodată să iasă în față să spună lucrul acesta. Este un om retras. Un om care, când a auzit la că care expune în străinătate. Numai în străinătate. Și are premii internaționale. Bineînțeles că a fost premiat de către domnul președinte Iliescu cu premiul Meritul Cultural în grad de cavaler. Oameni buni, trăim într-o țară în care avem atâția oameni valoroși în toate domeniile. Am găsit tineri atât de talentați în colțului tate de lume, români care cântă splendid și de care nimeni nu știe nimic. Da, aici sunt de acord cu tine că sunt multe încă de făcut. Încă un mesaj frumos de la Silvia Ciocan, da. Spune că ai cântat Mica mea păpușă cu oic vers la Mamaia, da, și da, primește premiu și ea. Da, deci vezi drag că rămâi fără tot ce ai adus, s-a adus imediat. Dragă Paul, te felicităm pentru succesele tale și pentru că îți faci timp zilnic, asta Andrada și mama de la Timișoara, te așteptăm la noi. Vă mulțumesc, doamnelor, mulțumesc din suflet pentru faptul că văd comentariile voastre și întrebările voastre și pe pagina mea. Și să știți că eu citesc absolut tot ceea ce se scrie acolo pe pagina mea. Citesc ceea ce preferințe aveți, ce doriți de la mine, întrebările pe care mi le puneți. Încerc de fiecare dată să răspund prin poveștile mele pe Facebook atât cât se poate, dar o fac cu mare bucurie și cu dragoste. Aici e un răspuns greșit din partea domnului Petre, care zice că melodia de la Mamaia a fost împodobește Mamă Bradu. No. Deci, presupun că domnul Petre e un om cu simțul umorului. Costică din Adam Clisi, după cum ne povestește, am impresia că excepționalul dumneavoastră invitat și-a petrecut o mare parte a vieții pe plaiul Dobrogene. Cu respect, vă salut! Vreau să vă mărturisesc că sunt legat de Dobrogea și o să spun ascultătorii dumneavoastră că vreo 6 ani am filmat la postul lor de televiziune TV Neptun și am avut o emisiune împreună cu colega și prietena mea care astăzi este producătorul meu și vreau să vorbesc despre ea, dar până atunci spun că am avut o emisiune care se chema Business Cafe. O emisiune în care chemam oamenii valoroși din Dobrogea, din toată Dobrogea, și m-am atașat de malul mării. Eu veneam la malul mării toamna, iarna, primăvara, pentru că emisia mea se difuza în această perioadă. Vara deja aveau program de sezon estival. Normal. Așa. Și eu eram foarte atașat de mare iarna. Mare e superbă iarna. Și veneam și în permanență mă plimbam pe faleză când nu filmam, zilele pe care le stăteam în Constanța, zile extraordinare, am foarte multe amintiri frumoase de la malul mării și probabil de aceea domnul a spus lucrul acesta, pentru că știe că eu aveam emisiuni foarte multe la malul mării. Dar, Andrei, am o emisiune care are 7 ani, emisiunea este difuzată la postul favorit, este un post de muzică populară, dar și muzică ușoară, dar emisia mea este o emisiune de divertisment. Se difuzează duminica seara, începând cu ora 20, în prime time. O emisiune de 2 ore, în care eu chem cei mai frumoși artiști ai țării. Am conceput împreună, în toate genurile. Da. Am conceput împreună cu domnul Filip Mărgărit de la Ploiești un trofeu, care este superb. Se cheamă Artă pentru Eternitate. Acești artiști nu îi vedeți la posturile de televiziune particulare, pentru că, din păcate, nu se mai pune preț pe marile valori. De la Stella Popescu până la Ileana Stana Ionescu, de la Nicolae Bodgros până la Mirabela, de la, nu știu, au fost toți în emisiunea mea, pe majoritatea i-am premiat. În fiecare emisie, pentru fiecare mare invitat, ofer acest premiu care foarte se cheamă Artă pentru Eternitate, premiu oferit pentru întreaga lor activitate.
activitate artistică. Sunt fericit pentru că ei vin în emisiunea mea și că nu m-au refuzat niciodată. Sunt emisiuni făcute cu suflet, emisiuni în care cântăm muzica de calitate, muzica noastră românească, și voi continua să fac această emisie și trebuie să mulțumesc pentru asta producătoarei mele și prietenii mele de o viață, Valentina Herța, de la Malul Mării. Cu ea am început la TV Neptun și mai există... Deci duminică seara. Duminică seara la ora 20 pe Favorit. Și mai există două persoane cărora ar trebui să le mulțumesc pentru proiectul Familia Favorit. E vorba de soțul Valentinei, Cristian Herța, dar și de jurnalistul Narcisa Vădănei. Sunt cei care fac acest proiect Familia Favorit, un proiect cu public, spectator, și... În fiecare emisie am câte 5 mari artiști, 3, 4, 5 mari artiști, dar promovăm și tinerele talente. Frumos! Fan Club Fuego România, mica mea păpușă cu ochi verzi, și ne vom vedea în Vacanța Mare, din nou la mare, sunt cele două piese, îți dai seama că fan clubul știe. Acum eu trebuie să spun că tu mi-ai spus că tu nu ești Andrei Partoș oficial, eu sunt Fuego Ego Music oficial, pentru că am foarte multe pagini de Facebook. Sunt oameni care muncesc pentru proiectele mele și pentru tot ceea ce însemn eu astăzi. Există un fan club Fuego, care dacă dai pe Google doar fan club îți apare fan club Fuego. Deci este un fan club care se ocupă de tot ceea ce înseamnă fanii mei în țară. Lăcrămioara și Laura se ocupă de pagina aceasta. Mai am un fan club la Iași, doamna Raluca este o drăguță și a făcut primul blog pe internet. Așa. Fuegos Blog se cheamă. Deci sunt câteva pagini oficiale, să le zic așa, și mă bucură lucrul acesta. Uite, doamna Rodica Elena Lupo a făcut și ea un blog pe internet, nici nu mai știu. Uite, sunt... încă un fan club Fuego spune că la mulți ani fericire de Ziua Internațională a Fericirii, felicitări pentru invitatul din această seară, un cumular de cântec, o activitate impresionantă desfășurată de 21 de ani, albume de peste 28 de proiecte. Deci știi exact, ar fi culmea, fanii trebuie să știe. Le mulțumesc tuturor, Propun să auzim ceva, să cântăm. Dar eu știu ce vreau să difuzăm acum? Zic. Pentru că prietena mea, Mirabela Dauer, și colega mea și-a luat o vacanță de vreo 2 săptămâni. Ea este în America, vine săptămâna viitoare acasă. Am un proiect cu Mirabela, muzica mea, versuri Carmen Aldea Vlad, bănuiesc că o cunoști pe Carmen. Tot de la mare, da. Piesa se cheamă Privește-mă. Este o piesă dedicată tuturor colegilor noștri, artiștii. Ne-am întâlnit pe scena asta mare, e scena vieții pentru mulți artiști, iar pentru noi, pentru noi doi, doar cântecul te face să existi. Cântăm cu bucurie de iubire și-n cântece vă spun povestea mea. Aceasta este viața mea și a ta. Privește-mă în ochi și vei vedea ce minunată este muzica. Și tu și eu prin ea trăim, și tu și eu la fel prin ea iubim. Privește-mă în ochi și vei. Care doare și în glasul lui adună nopți de dor,
cântați cu el, visați cu el, prin viață o să treceți mai ușor. În sufletul e încă pe fiecare, și bun și rău, sărac sau om bogat, voi pentru el sunteți la fel. El nu e niciodată supărat. Privește-mă în ochi și vei vedea ce minunată este muzica. Și tu și eu prin ea trăim, și tu și eu la fel prin ea iubim. Privește-mă în ochi și vei vedea ce minunată este muzica. Artiștii pot când dăruiesc prin cântece să spun. Peste noi în zori. Privește-mă în ochi și vei vedea ce minunată este muzica. Și tu și eu prin ea trăim, și tu și eu la fel prin ea iubim. Privește-mă în ochi și vei vedea ce minunată este. Cu Mirabela Dauer, Privește-mă, așa se intitulează piesa. Ați auzit, Carmen Alda Vlad semnează versurile, iar eu am un set întreg de mesaje de citit pentru Fuego. Atâta lume trimite mesaje. Știam că e urmărită emisiunea ta, da. Ai zis că o asculți acum, dacă da. Ori o asculți, ori nu asculți. Dacă o asculți, atunci știi exact. Noi avem oameni cu care corespundă. Emisiunile care mi-au plăcut cel mai mult. Mult, dacă vrei. Și zi. Pot să stau, vrei zi. Să spun cei mai da. Invitații pe care i-ai avut tu. Da, zi. O, Doamne, dar sunt prea multe. Nu, zi două. Să spun două emisiuni? Da, deci da. Mi-a plăcut când a fost Coco. Așa, normal. Coco e prietenul meu. Da, normal. Am ascultat toată emisiunea. Înțelegi? Coco ne-a semnat tot ceea ce înseamnă lumină și sunet în turneul de anul împreună. Trecut. Am lucrat împreună. Este un om cu un suflet foarte mare și anul acesta în turneul național de primăvară l-am invitat din nou să facă sunetul și luminile și chiar m-a sunat asta și mi-a spus: Paul, fii atent, am luat pentru tine încă patru bimuri sau cum se cheamă astea cu bimuri de lumină sau cu... probabil că da, dacă ceva cu lumina acolo în termenii lor așa, așa. Lumină mai bună în termenii lor așa. Păi sunt mulți oameni cu care te-am auzit. Cu Silvia Dumitrescu? Mai rar. Mai rar. Da. Așa. Te-am ascultat. Da, a fost și ea, bineînțeles că a fost și ea. Ultima oră a fost cu Adrian Sărmășan. Așa, cu Sărmășan. Okay, eu nu vreau să-ți verific memoria acum. Nu, nu, dar te-am ascultat cu foarte mulți artiști. Bun, dar acum eu îți spuneam de public. Așa. Deci avem o categorie de public care... cu care noi avem un contract, le trimitem bani și îi spunem: domne, ne sun la ora cu tare și te-am ascultat cu Stella Enache. Stai să-ți explic cum facem. Și cu Mircea Rusu. Stai să-ți explic cum facem. Da. Deci noi le trimitem bani și ei ne sună ca să pară că avem rating și mai e o altă categorie de public care e publicul tău, căruia tu îi trimiți bani și ne sună. Deci sunt două categorii de public care sunt acum. Eu îi plătesc. Tu îi plătești pe ai tăi și eu îi plătesc pe ai mei și acum sunt toți la un loc. Deci, fraților, noi plătim aici. Să nu se creadă, Doamne ferește. Lasă-mă că vreau să ajung și eu la DNA, că mereu trec pe acolo și am văzut că e atâta televiziune, poate ne scoatem și noi de un videoclip. Teddy de la Londra, ce fel de muzică ascultă Fuego? Care sunt artiștii lui preferați? Da. E?
Îmi place Holograf. Ascult Holograf. Așa. Dan Littman e o voce bună. Și stilul lor. O muzică foarte accesibilă. Ascult Paula Selling. Asta probabil că ne-am și lansat împreună. Petre Gălușanu ne-a lansat pe amândoi. Îmi place... Să-ți dau stiluri diferite de muzică. Da, și dacă mergi și la concerte, că dacă apuci să mergi la concertele altora. Da, de exemplu am fost la ultimul concert al maestrului Tudor Gheorghe. Așa. Am văzut concertul Sarah Braimant în România. Bravo. Am fost impresionat. Am fost pentru Tina Turner la Helsinki, în ultimul ei turneu internațional. E, și? Și am stat în rândul 10. Ești tare. În rândul 10. Și am înțeles că... Am primit și un autograf. Da. Dar cum a ajuns ea în rândul 10 să-ți dea ție autograf? Nu în rândul 10, Doamne. Păi, dar cum ai făcut? După spectacol am reușit. Credeam că a venit doamna în rândul 10. Cunoșteam impresarul. Bravo. Și am ajuns să primesc acest autograf cu care eu mă mândresc. Păi ai și de ce? Da. Iubesc muzica și o ascult. De pe vremea când nu prea se găseau casete la noi cu muzica tinei și mama mergea și mi le cumpăra de la Budapesta. Da, sunt momente frumoase în copilărie. Oricum ne oprim la Tina pentru că o să ascultăm o piesă pe care ai propus-o tu. O să citești celelalte mesaje ca să nu rămânem în urmă. Da. Te întreabă Simona dacă te uiți la Eurovision, dacă te-a tentat vreodată acest concurs și dacă îți place piesa trupei Voltaj. Sunt două, trei întrebări la un loc. Da, este o piesă frumoasă. Consider că Eurovisionul de anul acesta, și mă refer la Eurovisionul mare, va fi câștigat de Italia. E părerea mea, susțin. Se pare că piesa care este câștigătoare la San Remo merge la Eurovision. Da, Il Volo. Îmi place această piesă a trupei Il Volo, o ascult. Cred că ei vor câștiga. Uite, să vedem dacă va fi așa. Da, da, notăm. Notăm. Da, și în România am... Te-a tentat vreodată am să susținut-o, mergi? Nu mă duc. Am susținut-o pe Luminița Angel și piesa compusă de Andrei și Cristian Faur. Nu m-a tentat. La matineu avem top 5 cu Luminița Angel, așa că va figura și piesa pe, da, care... Vreau să-ți spun totul. Că pentru a te prezenta la un concurs ca Eurovisionul trebuie să ai timp să muncești pentru asta, să te dăruiești în totalitate. Sunt luni bune de muncă pentru a apărea în acest show și asta. Nu m-am gândit pentru că n-am timp. Eu nu am timp. Aia e toată corect. Problema. Așa trebuie pusă problema. Nicușor din Pitești. Foarte frumoasă ediția, vă mulțumesc, vă ascult cu plăcere. Mamaia 93, visul meu, a mai răspuns cineva. Crina din Buzău, te așteptăm cu un spectacol la Teatrul George Ciprian. Salutări de la Buzău. Nu știu dacă s-a renovat Teatrul George Ciprian. Am cântat de nenumărate ori acolo, probabil Crina știe, pentru că este, pe lângă faptul că este un om minunat, este și un foarte bun poet. Crina, te felicit și când vin la Buzău, cu mare drag ne vedem. Tania din Ucraina, ai o voce foarte plăcută, mulțumesc pentru momentul live. Acum eu am cântat în tot ceea ce înseamnă zona asta Cernăuțului, nordul Bucovinei sau Bucovina de Nord, în toate satele astea de români de la granița cu Ucraina, unde românii își păstrează tradițiile. Și trebuie să-ți spun un lucru, Andrei, că vine vorba de Ucraina și Cernăuți. Acum 3 ani am avut cel mai frumos Crăciun în Cernăuți, în satul Voloca, un sat plin de români frumoși, care în seara de Crăciun cu toții se îmbracă în costumul tradițional, merg la colindat ca pe vremurile când eram copii mai. Până dimineața se colindă, până la ora 8-9 colindă tinerii, cei copilași și tinerii și vârstnicii. După, până dimineață. Acolo am avut cel mai frumos Crăciun din ultimii ani. Am simțit că sunt acasă la Turda. Tu ai albume de colinde. Cântece de Crăciun. Cântece de Crăciun, adică... Colinde mai puține, tradiționale.
unele. Da, dar unele scrise de tine, unele scrise de mine. Da, asta, da, asta e bine, da, de reținut. Da. Ceci, ceci, așa se semnează cineva. Felicitări pentru invitatul special. Vă ascult cu mare drag. Ne-a făcut o mare bucurie invitându-l pe artistul Fuego. Dacă tot este ziua mondială a poeziei, se poate să ne recite o poezie. Tocmai a recitat puțin mai devreme. Răzvan, îți mulțumesc, Cecile. O știi? Ceci Ceci este adresa de Facebook pe care o văd pe pagina mea tot timpul, deci, și vorbește foarte frumos. Răzvan Ilinca, melodia se numea cumva, vă mulțumesc, dragi prieteni, țin minte că era o melodie reggae, iar Paul avea părul lung. Cu părul lung, e adevărat? Nu. N-aveai părul lung. Probabil mă te confundă cu cine? Paul Panait. Probabil. Care s-a lansat și avea părul lung și cânta la chitară, știi? Din Baia Mare. Da, mă confundă cu Paul Panait. Așa, nu tot ce e Paul e Fuego, ca să știți. Codruța Ciurlea, te iubim, Paul. Mihail Turturică, 93, ești visul meu. Daniela Mocanu, salutări din California. Dar știi de ce lumea spune 93, ești visul meu? Pentru că în 93 am debutat la Mamaia și 93 în octombrie a fost concursul 3-10 pentru show. Uite măi, lumea ce informată e, nu pot să cred. Deci am cântat piesa și am lansat-o în 93. Așa, dar este, la concursul 3-10 pentru show, concurs de televiziune. Și spectacolul s-a realizat la Teatrul Constantin Tănase, în București. Da. Cred că e aproape bine să... Nu e bine. Mă gândeam să dăm drumul la piesa cu Tina Turner, dar o mai lăsăm puțin să se pregătească. L-am pregătit poate cel mai tare hit al artistei, pentru că vorbim de Tina Turner, vorbim de un mare cântec. Corect. La ora 2 vom avea știri. La știrile orei 2 puteți afla cu cât ar putea crește prețul gazelor naturale pentru populație de la 1 iulie. Se va întâmpla acest lucru. Acest lucru veți afla numai dacă ascultați Radio România Actualități. Avem încă un mesaj lung de la Fan Club Fuego România. Am citit deja o parte. Mult succes în turneul național Trăiesc, care debutează în 20 aprilie până pe 30.